Deputatul Liliana Ciobanu, candidat din partea PSRO pentru primăria municipiului, a ales să se adreseze în mod direct oamenilor din Giurgiu, se arată într-un comunicat de presă. Știu foarte bine că giurgiuvenii care m-au rugat să candidez la primărie nu pot fi înșelați cu afișe uriașe și alte metode vizuale de promovare electorală. Știu că giurgiuvenii sunt informați despre candidatura mea și mai ales despre faptul că în ultimii 3 ani și jumătate am fost singurul parlamentar din județ care s-a zbătut pentru ei, pentru viața lor, pentru problemele cu care se confruntă zi de zi. De aici mi-am atras numeroase antipatii, transpuse în campanii defăimătoare, orchestrate împotriva mea, pe considerentul că mulți își imaginează că merge și așa, sau mai bine taci decât să deranjezi. Uite că eu am avut curajul să spun lucrurilor pe nume, să arăt aspectele nefavorabile pentru giurgiuveni, să spun adevărul decât să tac. Mai departe, era treaba instituțiilor abilitatele statului să se ocupe de soluționarea sesizărilor, restul sunt doar bârfe menite să le distragă atenția oamenilor de la adevăratele lor necazuri, trăiri, sentimente, neajunsuri. Am promis o nouă administrare și administrația Giurgiului, bazată pe respect, bun simț și cooperare cu oamenii. Numai cunoscând adevăratele doleanțe ale giurgiuvenilor, administrația poate iniția programe și proiecte care să le rezolve problemele. Îi asigur pe giurgiuveni că principala mea prioritate vor fi ei, deoarece nu am în spate o clientelă politică de mulțumit, se arată în comunicatul remis mass media.